Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Și domnilor, invitat special, Claudiu Bala! Este tot timpul bine să vezi un om care a trecut printr-un sezon de Stand-Up Revolution și continuă să facă stand-up. Deci, o bucurie să-l vedem pe Claudiu Popa în continuare pe scenă. Ce faceți? Sunteți bine? Da! Super! Sunteți ok cu viața pe care o duceți în acest moment? Știu că sună sectă, dar nu vorbesc despre Domnul nostru Iisus Hristos în seara asta. Dar... Hai să aplaude cine e ok cu viața pe care o are în acest moment. Niciodată! Wow. Ok? Foarte multă lume. Știți că e inflație afară, nu? Adică... Aici e ok, că a plătit cineva chiria, dar afară e inflație, e război lângă noi, adică e nașpa. Mă bucur să văd că sunt atât de mulți oameni ok și că o duceți bine. Eu nu o duc la fel de bine precum o duceți voi, pentru că eu am fost la doctor acum ceva vreme. A trebuit să mă duc la doctor pentru că mi-a ieșit un copil din nevastă mea și... Da, ci că se poate întâmpla oricui. Nu știam că da. Mi-a zis doctorul că am făcut sex cu 9 luni înainte și cumva de acolo s-a luat sau s-a prins, nu știu exact cum se întâmplă. N-am studii medicale, dar m-a asigurat că se poate trăi cu copil, ceea ce încerc să fac în momentul ăsta. L-am întrebat inițial, zic, domnul doctor, e să fie un tratament pentru așa ceva? Mi-a zis că e cam târziu pentru tratament, e stadiul terminal deja. Și m-a avertizat că trebuie să am grijă, pentru că sunt unii oameni care din cauza faptului că au făcut copil, nu mai au viață socială. Și eu asta încerc să nu intru în categoria asta. Mă bucur să am copilul ăsta, a fost un copil dorit, adică ne-am chinuit să facem copilul ăsta. Bine, chinuit, nu, nu e de parcă a fost tortură sau ceva de genul ăsta. Eu am făcut sex neprotejat, asta s-a întâmplat, adică nu e de parcă... Bine, asta e chestia, că sexul e cea mai mișto chestie pe care poți să o faci pe pământul ăsta ca să o experimentezi ca om, nu? Bine, dacă e cu consimțământ, la fel, că dacă nu e cu consimțământ, e probabil cea mai nașpa chestie pe care poți să o trăiești. Eu nu intru în detalii, dar vă vorbeam despre copilul ăsta pe care l-am. E un copil incredibil, mă bucur să-l am, pentru că mi-am dat seama că am început să descopăr lucruri de când am copilul ăsta. La mine am început să descopăr chestii, încă din prima zi în care a venit soția mea acasă cu fetița noastră, pentru că au venit cu Uber. Nu m-am dus să le iau, că de asta e opțiunea la Uber, să pui scaun de copil, să nu mai stai în trafic, să... în fine. Și a venit acasă și mi-a spus de termenul de sân la cerere. Acum, pentru cine nu știe, sân la cerere înseamnă că trebuie să-i dai copilului țâță când cere. Eu când am auzit sân la cerere, mi-am imaginat-o pe fimea la 2 zile, cum se duce cu un dosar din ăla cu șină la un ghișeu și să rămână, am venit pentru cererea de sân, dacă se poate la dumneavoastră, ok, am înțeles. Foarte da, e ciudat acum că eu fac cererea de sân. Nu se aprobă niciodată, îmi lipsește chiloțelul sau ceva, nu știu exact. Dar e drăguț. Descoper lucruri, vă ziceam că descoper lucruri. Am descoperit că pot să mă bucur când se... altcineva. Ceea ce e foarte interesant. La mine mâna asta e foarte dubios, că asta se întâmplă acum. Și chiar e o bucurie, vă zic sincer. E bună, adică nu... Chiar e o bucurie când se fimea la noi. Pentru că ea e și constipată de când s-a născut, e constipată. Și dacă, nu știu dacă știți, dacă copilul dacă e constipat, nu poate să facă căcuțul. Și dacă nu poate să facă căcuțul, doare burtica. Și dacă îl doare burtica, e viața. Și de asta, acum, noi când face fimea caca, noi ne bucurăm, cântăm, dansăm pe lângă ea. Vine Ștefan Bănică, că Clara, e foarte interesant. E un fel de antol pe scară mai mică, așa. Da. Noi și stăm la scara 4. Și asta e foarte drăguț să ai copil. Am făcut copilul ăsta cu o femeie. Așa se întâmplă, așa se fac. Da. Am încercat și singur, doar am făcut tendonite, tendinite. În fine, nu vă mai încarc cu ale mele. Dar am făcut copilul ăsta cu o femeie incredibilă, soția mea. Și spun că e incredibilă nu pentru că e aici, că nu e, dar mă gândesc că la un dat se duce vorba și ajunge și la ea. Și e o femeie incredibilă pentru că ea a făcut ceva pentru mine încă de la începutul relației noastre. Ce a făcut mai exact, m-a acceptat așa cum sunt. Ceea ce mi se pare că e foarte important în viață, să-ți găsești pe cineva care te acceptă așa cum ești, știi? Eu nu știu, îți place să îți rozi unghiile de la mână. Găsește-ți pe cineva care zice, bă, nici nu aveam unghiere, știi? Adică e asta, trebuie să-ți găsești pe cineva care te acceptă așa cum ești. Și ce a făcut ea mai exact pentru mine, ca să vă pot povesti chestia asta, trebuie să vă întreb o chestie destul de intimă, dar vreau să fiți sinceri cu mine. Vă plac filmele porno? Așa. Nu. Trei oameni. Trei oameni, restul nu, nu? Noi ăștia 4 facem 10 de miliarde de vizualizări pe site-urile porno, voi restul nu, niciodată. Eu doar dramă și comedie văd, da? Nu știu ce sale a filme porno. Hai să ne c***, că toți am văzut cel puțin un film porno săptămâna asta, este?
Sunt mulți care se uită la el acum că le-am adus eu aminte și au fost, băi, ești nebun, filmul porno, doar 8, ești nebun, dacă uitați în el. Ne plac. Sunt fanteziile noastre acolo, nu? Da. Și ne plac filmele porno. Mie îmi plăceau foarte mult, dacă știți, filmele cu doamna doctor. Știți, când e pacientul acolo întins pe pat și se simte rău și aia și vine doamna doctor și cum vă simțiți astăzi? Și le, nu prea mă simt prea bine. Și acum vă simțiți mai bine, acum mă simt mai bine, ești nebun. Plăcea chestia asta, mi se părea excitantă. Și când am cunoscut-o pe soția mea de acum, la primul nostru date, ea mi-a spus că e medic și am fost du-te dracu în sfârșit. Am prins Pokémonul, să-mi bag picioarele. Și v-am dat seama că nu i-am zis din prima, auzi, iau mai așa o chestie, n-ai vrea să... Nu, nu sunt genul. Am așteptat întâi să se atașeze de mine și efectiv în ziua în care ea mi-a zis te iubesc, eu am fost fii atentă. Iau mai așa o chestie, nu știu, mă gândeam că într-o zi când ești tu de gardă pe acolo, pe la spital, vin și eu pe la spital, ne încuiem într-un salon, eu mă fac că mi-e rău, tu te faci că mi-e bine, știi ce zic, ai că mă înțelegi? Și a zis nu pentru că spitalele sunt murdare și așa e, mi-am dat seama că e unia dumneavoastră. Dar asta zic că m-a acceptat așa cum sunt, pentru că a zis, da, fii atent cum face. Tu te duci acasă și eu când termin munca, când plec de la spital, nu mă mai schimb de uniformă. Vin direct în uniformă și facem chestia asta pentru că aparent ai probleme. Aia, n-am știut de la început, problema mea. Și a făcut chestia asta pentru mine și mi s-a părut incredibil. A fost o noapte incredibilă noaptea aia și nu o să o iei niciodată. Pentru că am realizat o chestie. Eu nu mai am acum fantezia cu doamna doctor. Pentru că am realizat o chestie. Nu doar spitalele zmurdare și uniforma lor e. Serios, am făcut enterocolita amândoi noi trei zile. Nu mai vreau doamna doctor acasă, atâta vă zic. Adică, fantezia mea acum e soția mea spălată, dacă se poate. Eu asta, spre asta tind în fiecare zi. Vreau să de popa, v-am făcut, mulțumesc de invitație, pa, pa. Bravo, Claudiu! Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.